Comunitățile de energie sunt un concept nou pentru România, însă nu și pentru Spania. Cum funcționează? Orice grup de oameni poate să întemeieze o cooperativă și să aplice pentru fonduri naționale sau europene. Pentru a fi parte din cooperativă, plătești o sumă de 50 sau 100 de euro. Automat, deții o parte din energia care se produce. Iar când vine vorba de facturi, plătești doar cât consumi, la un preț fix, mult mai mic decât cel al pieței. Mai mult, depinzi doar de vânt și de soare, nu de o companie care își modifică prețurile după propriile interese. Giuseppe are 37 de ani și locuiește în Vic, în regiunea Osona. S-a implicat în crearea comunității de energie încă de la început. Obviously, getting cheaper energy bills is important, but also is important to get the energy that you use generated nearby in less than 2 kilometers, and that makes a huge impact on the energy sector. În Spania, autoritățile locale susțin astfel de proiecte, iar acoperișurile clădirilor publice sunt puse la dispoziție pentru astfel de comunități. În schimb, primesc o parte din energia pe care o produc. We just try to listen and say, okay, what do you need in order to push this forward? And then together, of course, we went with them to the main government to explain what we were doing. La marginea Barcelonei, comunitatea energetică din Vila de Cans a mers și mai departe. We have a coin, a local coin, one legal currency, then 1 milliwatt coin is equal to 1 euro, saving energy and doing actions for the energy transition. So and this morning, when the citizen reached this morning, then I spend this morning in the local shopping. Comunitățile de energie joacă un rol crucial pentru a atinge zero emisii. Peste 50% din energia produsă în Uniunea Europeană ar putea să provină din astfel de proiecte până în 2050. Această instalație eoliană a fost construită cu ajutorul familiilor din Pujalt, o regiune din Catalonia, din nord-estul Spaniei. Vire del Aire, sau Trăind cu Aer, este singura comunitate energetică eoliană din sudul Europei. În fiecare an, această instalație previne emiterea a peste 7.000 de tone de dioxid de carbon în atmosferă. Comunitatea a strâns peste 2 milioane de euro pentru a cumpăra această turbină. O investiție care a meritat tot efortul, spun ei. Comunitatea produce energia și o dă mai departe. Aquí los socios del proyecto pues reciben eso, un retorno de su aportación económica y luego pues una satisfacción de poder consumir energía verde. Being part of this kind of communities creates a big impact in the environment because it means that every single like a kilowatt, every single energy you use at home, you are not using dirty energy or nuclear energy that are throwing emissions to warm the planet. Uniunea Europeană susține astfel de proiecte, motiv pentru care a și dat o directivă în acest sens în 2019. Oricine poate să creeze astfel de comunități. România a transpus directiva pe ultima sută de metri la sfârșitul anului 2022. Acea directivă nu a fost însoțită și de reglementări mult mai concrete, de niște norme de aplicare care să explice oamenilor, distribuitorilor, furnizorilor, cum anume pot fi puse în practică astfel de proiecte. Aproape 1 milion de europeni fac parte din peste 9.000 de comunități de energie în Uniunea Europeană, însă majoritatea se află în țările cele mai dezvoltate din Europa. În țările din estul Europei sunt mai puțin de 150 de astfel de comunități.